Noi astăzi trebuie să facem alegeri parlamentare anticipate, să chem la masă toate partidele care sunt, nu acelea care au trecut pragul, până la noi să facem, aha, trei partide au trecut, trei discut coaliția. Astăzi eu discut și cu partidele mici, care să aibă 2-3%. Mie nu mă interesează procentele lor. Pe mine mă interesează și candidatii, funcția de ministru, de secretar de stat, director de agenție, iar că atunci noi să construim țara. Noi dacă mai departe ați continuăm că vine un specialist bun, dar cum numești limba de stat? Română ori moldovnească? Gata, aici e tu și svet. Deoarece la noi jumătate de țară o numește română, jumătate o numește moldovnească. Și astăzi eu când văd că unii specialiști, din cauza cum numesc limba, sau din cauza că îi place un alt partid, azi oamenii nu sunt prins la lucru sau sunt fugăriți, asta e cea mai mare nebunie în țara noastră, oameni buni. Dați cumva să unim oamenii, terminăm noi cu blatul, că cu pravii, cu levii și tăi se întâmplă. Oameni buni, dizolvăm parlamentul, alegeri parlamentare anticipate, guvern doar din specialiști și să răsuflicăm mâinile și ne apucăm de lucru. Eu n-am îmblat și n-ați promovez vectorul alții țări.